S-a sculat în picioare, cu cei 11 a ridicat glasul și a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele acestea, acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci